the deacon and all of you who are present here today. Frații și părinți și diaconi și toți cei prezenți la această sfântă liturghie. My heart is full of love and joy. Inima mea este plină de bucurie și de dragoste. To be here in Romania, especially here today. Pentru că sunt în România și în special aici în această zi. Where we have celebrated together and prayed together in this holy church of Archangel Michael and Gabriel. Unde împreună am săvârșit Sfânta Liturghie și ne-a rugat împreună în această biserică închinată Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. How beautiful it is that we have this opportunity to meet face to face with Christ and His saints. Cât de frumos este să avem această oportunitate să ne întâlnim față în față cu Hristos și cu Sfinții Săi. We are here from Africa. Suntem aici din Africa. From Kenya. Din Kenya. And we came here to experience Orthodoxy here in Romania. Și am venit pentru a experimenta Ortodoxia românească. We came here to see what the Lord is doing here in Romania. Am venit să vedem ce face Dumnezeu în România. And truly, we have seen what the Lord has done. Și cu adevărat, noi am văzut ce Dumnezeu a făcut aici. I want to thank you, Your Grace, and also His Eminence, for your warm welcome. Vreau să mulțumesc Preasfințitului Benedict și Înaltului Andrei pentru calda primire. And also giving us the opportunity to share with us what the Lord is doing in the church, in the Orthodox Church in Africa. Și pentru că ne-a oferit ocazia să vedem cum Dumnezeu cum lucrează Dumnezeu în biserica lui în România. We are a young diocese in the Nyeri and Mount Kenya. Suntem o episcopie tânără în Nyeri și Muntele Kenya. The diocese is only 5 years old. Episcopia este doar de 5 ani. And I'm the first bishop there. Și sunt primul episcop al acestei episcopii. So there is so much that is going on in terms of putting together the diocese and meeting the needs of the people. Sunt foarte multe de făcut în ceea ce privește organizarea episcopiei și a oamenilor. We have shared together all the time we've been together about our needs, Your Grace. Am vorbit despre nevoile noastre când am fost împreună prezenția voastră. And indeed you have really been tight with the things that are needed in terms of growing the diocese. Și într-adevăr ne-ați încurajat cu lucrurile care ar presupune creșterea episcopiei noastre. So our coming to Romania is an invitation. Venirea noastră în România este în urma unei invitații. To also ask you to come and share with us what the Lord has done for you. Și de asemenea răspundem și noi cu o invitație adresată dumneavoastră pentru a veni și vedea cum Dumnezeu lucrează acolo. Maybe when you come, the Lord will direct you to do something for us. Poate atunci când veți veni, Dumnezeu vă va îndruma să faceți ceva și pentru noi. I have been to few churches, very beautiful churches. Am văzut câteva biserici care sunt foarte frumoase. And there is nothing in comparison with the small churches we have in Kenya. Și nu se pot compara cu acele biserici mici pe care le avem în Kenya. The churches here looks like paradise. Biserici aici arată ca un paradis. And how wonderful it will be that one day some of you or any one of you will come and also build for us a paradise in Africa. Ce frumos ar fi, ce minunat ar fi ca o parte dumneavoastră sau poate toți să puteți veni în Africa și să zidiți pentru noi un paradis acolo. We need a beautiful church also like this one. Ne dorim și noi o biserică frumoasă ca aceasta. And I know in a special way, in His own way, the Lord will do a miracle. Și sunt conștient, sunt convins că Dumnezeu în felul Său va face un miracol. So I want to humbly welcome you. De asemenea, cu smerenie vă invit în Africa. To pray for us. Și vă rog să vă rugați pentru noi. To support us in each and every way you can. Și să ne ajutați în orice fel puteți.
Just like we heard in the gospel today. Chiar așa cum am avut în Evanghelia de astăzi. Jesus Christ touched that woman who had the issue of blood. Iisus Hristos a vindecat acea femeie care avea scurgere de sânge. And it stopped. Și sângele s-a oprit. Likewise, in our own human way, în așa fel, în felul nostru omenesc, the Lord is also calling each and every one of us. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în parte. To touch every place of need in the church, in the life of God's creation. A atinge acele nevoi din biserică și din viață și din creația lui Dumnezeu. Maybe you can do something and that problem will end. Poate că noi putem face ceva și acea problemă se va sfârși. Maybe you can give a meal to a child and poate, that child will live. Poate că dumneavoastră puteți oferi o masă unui copil și acel copil va trăi mai departe. Maybe you can build a church and those people there in Africa will have a place to worship. Poate că veți putea construi o biserică și oamenii din Africa vor avea un loc unde să se roage. Maybe you can touch a soul that is need through your prayers. Poate veți atinge un suflet care este nevoie prin rugăciunile dumneavoastră. So there is something we can do for one another. Deci sunt lucruri pe care putem face unii pentru ceilalți. For us, we will pray for you. Din partea noastră, noi ne vom ruga pentru dumneavoastră. And hopefully this is not the last time for us to come here. Și sperăm că nu este pentru noi ultima dată că suntem aici. We will come again and again and again because you are so wonderful, you are so loving. Sperăm să venim din nou și din nou pentru că sunteți atât de frumoși și atât de minunați. And if you want to come, și dacă doriți să veniți to Kenya, în Kenya, I invite you with all my heart and with all my mind and all everything. Vă invit cu toată dragostea mea, cu toată mintea mea, cu tot ceea ce am. So, please, come and see. Deci vă rog să veniți și să vedeți. Thank you, fathers, for praying with us together and may God bless you and your ministry. Mulțumesc părinților pentru că s-au rugat împreună cu noi astăzi și Dumnezeu să vă dea o slujire binecuvântată. Many years you are grace. La mulți ani. Thank you.